Așa. E, așa da. Deci dacă e mai fierbinte, cera se mulează bine pe celulă. Dacă nu e destul de fierbinte, cera devine doar la suprafață. Așa da. Cum spunea și Ionuț, surplusul nu e o pierdere, albina o recoltează. Cred că e prea tare de data asta, că sfârâie. Care trebuie să-l verific la fiecare fagură este să fie partea de jos destul de axată de jos. Așa arată. În mare parte, așa arată.